Na, nici am ajuns. Na, stai că trebuie să mă duc la terminalul ăsta alalt. Ăsta e T1, terminalul nou. Și ăsta e T2, terminalul vechi. Nu știu cum le-au numerotat așa și nici nu scrie pe ele T1, T2, nu știu. Am întrebat paznicul care e. No, bine, zbor de aici că s-o scumpi și benzina, plus e mult mai repede, o oră, oră și ceva. 50 de euro biletul, no, e super ieftin. Și am zis că hai că zbor și am rezolvat problema. Nani, aici e terminalul ăsta alalt. Dar uitați-vă că nu se ilumina chemă literele alea de la terminal. Cum era la celălalt. Și uitați acolo un autobuz, nu știu ce face aici, că nu este zbor. O să vină peste jumătate de oră, dar nu cred că stă autobusul până atunci. Nani, pe ăsta o scris că e terminalul 1, dar nu se vede de la stradă, că nu e iluminat. Pe ălalalt nu o scris nimic. Chiam, deci. No, nici am ajuns. Deci, bă, aeroportul ăsta e din Oradea, e singurul aeroport unde tot timpul au probleme cu pasta de dinți și cu deodorant, tot timpul mi le scot afară și din alea, dar tot timpul, bă, singurul aeroport, nicăieri nu mi-a scos nimeni, nu mi-a zis nimeni, nică. Ăștia cu cremele lor, cu tămă, treaba ai creme, ai nu știu ce. Băi, frate, și tot uit de pasta de dinți, că nu o consider cremă, nu? Așteptam un avion. Bă, frate, dar ce-i cu despărțătura asta, ne, la ușă? Poți băga jejtul pe aici, ne. Ce, frate? No, avionul deja trebuia să decoleze, dar hai să vedem dacă ajungem totuși la timp. Trebuie să ajungem la 21.05. No, decolat, mă. Asta e Oradea. Ajuns. Întârziere vreo 10 minute, cam așa. Fui, na, ceau, îmi place să mănânc aici. Am ajuns în București, după cum ați văzut. Și în clipul ăsta o să mănânc la mai multe pizzerii și încerc să văd care pizzerii au pizza ca în Italia. Bineînțeles, nu toate pizzeriile din București au pizza ca în Italia, dar sunt ceva cu specific italian. Și o să comand de la ele, am o listă mai mare, o să comand de la fiecare pizza margherita, cam asta o să comand, dacă n-au pizza margherita pe stoc, nu o comand, că nu. Și o să compar cu pizza făcută în Napoli și o să văd dacă e la fel, dacă e asemănătoare, dacă nu știu ce. No, prima pizzeria de la care am comandat e Pizza Mania, am fost odată și la el la restaurant și mi-a plăcut margherita. Hai să vă arăt. Asta e, așa se numește Wanda Margherita. 41 de lei și aștept să vină. Ah, am uitat să vă arăt, ăsta e apartamentul în care stau. Arată fainos, ce să zic. Bine, hai că așteptăm. Ui, nu fiți atenți că a ajuns, mama mea. Hai să o desfacem. Noi ia să vedem noi pizza asta. Ok, platul e așa. Asta are niște, nu știu exact ce-i, porumb sau ce-i pe marginea. E ca făină așa de porumb, știi? Simți așa pe aici, nu se vede. Din astea nu erau în Italia, mă rog, în Napoli. Poate vedeți aici, nu știu. Vedeți? Buburuzele alea. No, bine. Bunuță. E pufoasă pe margini, exact ca Napoli. Și nu-i puf de la uscat sau nu știu ce. Blatul e un pic mai gros. Hai să băgăm și un pic de Mountain Dew. Bă, deci ce mă enervează ea de la aeroportul din Oradea acum? Deci nicăieri nu m-a întrebat până am, în niciun aeroport. Ai creme, ai pastă de dinți. Eu numai astea le-am. Pastă de dinți, deodorantul care nu-i lichid, de la solid. Și ai morzon atâta. Tot timpul îmi dau câte o punguliță de aia să le bag acolo. Data viitoare când mă duc,
Le zic din start că iară nu am nicio cremă, nici nimic, ca să văd dacă iară îmi dă punguliță. E bună. Zona verde, n-am ce comenta. Nu e ca Napoli, aluatul e un pic diferit, dar se apropie bine. Adică e o variantă bună. No, bună. O bag și pasta. Deci să zicem că mere aș mai comanda-o, am comandat-o astea a doua oară când o bag, deci e ok. Pe ansamblu, pizza e bună. Hai să vedem următorul restaurant. No, bine, imediat se lasă seara și luăm margherita con bufala de la Mamița, zice. Hai să vedem. No, bine, hai că vine mama mea. Deci, bă, în clădirea asta, la fiecare etaj, ușile au același număr. Adică eu stau la, să zicem, la apartamentul 7, la etajul 4, la etajul 1 mai este un apartament cu numărul 7. N-am mai văzut în viața mea. Deci când livrează ăștia, e haos total. Bă, nu știu, deci clădire ca asta, fratele meu, n-am mai văzut. Ui, stați așa, ne? No, bine, hai să spargem, să deschidem, să vedem. Momentul adevărului, zice. Bă, ce să... Mamă mia, trattoria, zice. Ok, blatul e ca în Napoli. Bă, e făinuț, mă. Hai să vă arăt așa, ne? No, bune, hai să vedem. S-o cam răcit, că e destul de departe de mine asta. Ba nu, în mijloc e mai călduță, pe marginea e mai rece. Bunuț, mă. Bun, hai să vedem diferențele. E așa un pic mai dulce asta. În Napoli un picuț era mai acru sosul de roșii. Și acolo era și dulce și mai acru, dar asta e chiar destul de dulce. Cel puțin sosul, de exemplu, de roșii nu se simte așa de puternic pe cât îl simțeai. Poate nici nu-l pus așa de mult, sos de roșii, de exemplu. Mere făinuț, blatul e asemănător cu ăla din Italia. E un pic diferit, nu zic, dar nu. În rest e bună. Mozzarella e ok. O situăm în zona verde la păstă medie, poate fi mâncată, se aseamănă sau duce către pizza de Napoli, deci e ok. No, bine, hai că ne auzim cu următoarea pizzeria. Update la pizza asta, deci nu știu care a fost faza cu felia aia. Nu cred că a avut așa mult sos, dar feliile astea au, deci e ok, tot în regulă, se simte sos. Ne auzim cu următoarea pizzeria. No, bune, următoarea pizzerie e Zes Pizza și de la ei o să-mi iau margherita asta. No, hai să punem comanda să vedem. Ne, poate mi-au și o cuatro formaggi din asta. Mama mia, fiți atenți cu ajuns. Margherita, trattorita, zice. Blatul nu-i ca în Napoli, e tot cu firimituri de alea. Cuatro stagioni. No, bine. Hai să o gustăm. În rest, blatul... Deci în afară de chestia aia cu porumb, oarecum se aseamănă cu ăla de Napoli, numai cum am zis, în Napoli n-am găsit niciodată un blat care să aibă tot felul de făină sau tot felul de prafuri din astea pe el. Mama mea! Nu, e chiar bună! Ingredientele sunt wow! Hai să vedem și 4 stagioni, 4 formaggi, mă rog, asta cu 4 sau 5 feluri de brânzica. Bunicică, dar cred că ori pus gorgonzola și pe mine nu mă prea impresionează gorgonzola. În rest, margherita, n-am ce comenta. No, bine, concluzia, aluatul e diferit, dar ingredientele și ce trebuie. O băgăm la zona verde păstă medie, aș mai comanda-o fără probleme. Dacă vă place gorgonzola și tot felul de brânzeturi, puteți băga lejer și astea. No, deci cam atât cu pizzeria asta și ne auzim cu următorul restaurant. No, bun, următorul restaurant de la care comandăm și am comandat deja, e Fomiță, dar se pare că mi-a și livrat comanda. Azi să vă arăt. Comanda a fost livrată, da? Margherita Bufala la 13 și 14. Am 13 și 16 și am pus comanda la amuș 5 minute, da? Comanda a fost preluată și livrată în 4 minute. Da. Deci nu știu care e faza, într-adevăr am văzut și pe recenziile lor de pe Google că livrează comenzi, dar de fapt nu le livrează.
O să încerc să vorbesc cu Taz sau o să încerc să mai comand încă o dată să văd care e faza. Dacă nu pot, o să comand la alt restaurant. Nu, încerc să conversez aici cu ăștia de la Taz, dar deja tot mă transferă de 2-3 minute. Nici măcar nu mai pot scrie aici nicăieri. No, bine, în fine, hai că nu mai îmi bat capul cu ăștia de la Fumiță. Dacă nu livrează, nu livrează, asta este. Ăștia de la Taz încă mă țintă în șahmat și hai că comand atunci de la camioneta. Deci mi-au recomandat-o cu ceva persoane, nu știu dacă e bună, că n-au nu știu ce recenzii ca lumea. Cam astea două ar fi Margherita și Bufalina. Hai că mi-au... No, deci fiți atenți că am vorbit cu ăștia de la Taz și că am trimit un curier să prelueze comanda. Deci... deci Amoy avea 3 feluri de pizza ce pe masă, vai de viața. Dacă livrează ăștia de la Fumiță, o vedea. Ajung alea de la camioneta. Deci nu... Mamma mia, hai curajul, îmi zice aici, asta e Vera. Asta e Bufala. Oare zbune sau cum ar fi? Multă mozzarella. Asta e cam arsă, o lecuță. Bufala asta. Asta e margherita simplă și asta e margherita cu bufala. Na bine, hai să începem cu asta bufala. Ok, blatul se aseamănă cu ăla de Napoli, hai să vine și pe asta, da? Deci trebuie să fie așa pufos pe margine. Ok. N-are firimituri de alea, nu pare. Făină de porumb sau ce aia. Bunută. Sosul de roșii e mai acrișor, îmi place. Blatul e un pic mai tare. Nu atâta că e cam așa. Asta nu e, hai să o gândim pe asta. Asta nici nu prea zici că arată ca alea de Napoli, dar hai să o vedem la gust. Cel puțin are prea multă mozzarella. Nu știu dacă e fior de latte mozzarella. Asta e, da, hai că vedem. Asta, bufala asta e aia, calme. Asta nu prea e. Asta e pizza pe care o găsești într-o grămadă de locuri de asta, în schimb, nu ce trebuie. Asta e pe asta medie, asta pe la medie. Asta nu pot zice că aș mai mânca, asta în schimb, da. No, buni. Hai să vi le arată așa. Aia margherita simplă, bufala. Bine, hai că așteptăm și comanda de la Fumiță. Vom vedea dacă ajunge sau nu până la urmă. Stați așa de fapt, nu. Dacă te mi-am luat din astea, hai să vi le arăt. Sunt niște savarine și de la Liberte. Mi-am făcut cu ochiul și am zis, hai să văd cum o să... Savarină și încă ceva. Stai, nu pot să deschide. Savarină, zice. Hai să vedem și asta, nu? Caramel, bunuță. Hai să vedem savarina. O să o mânc așa. Vedem să nu o rup dacă o scot de aici. Plină de siropul meu. Mă, îți bune așa. Trebuie puțin o dată mar băgăte, fără probleme. Dar cred că vine. Las că mă sună ca... Ui, bă, nu reușesc oamenii ăștia să găsească etajul. No, mi-a ajuns. Fumiță. Wow. Hai să vedem. Bă, dar unde-i? Ah, nu-i aici. Mă uitam unde-i busiocul. Bă, e cam arsă, nu? Da? No, hai să vedem cum e. Hai să vă arăt așa, nu? Blatul e asemănător, e ok. Hai să vedem la gust. E așa mai tare blatul ăsta. Mozzarella e ok. Sosul de roșu e un pic acrișor, nu? Blatul mesteci ok. La prima vedere ai zice că e tare, dar... Mere? E în regulă, păstră medie, nu ce zice. Numai că e cam arsă, cam atâta. No, bine, cam atâta pe ziua de astăzi. Ne auzim zilele următoare. Nu știu câte pizzerii mai sunt, dar nu cred că multe. Am us între cazări, practic, și stau aici pe la metrou cam 2 ore jumate, 3 ore aproape de pierdut și n-am ce face, stau pe la metrou că măcar e cald. După aia mă duc către cazare și comandăm iară pizza. Ui, no, imediat ajungem pe aici, pe piața romană, sau ce zone asta. Ui, no, ăsta e apartamentul. Am ajuns pe aici. Bun, hai să vedem ce găsim de mâncare. Fui, no, bine, am comandat de la
Volare, zice. Hai să vedem cum o fi. Ni! După cum vedeți, am și un design nou la peste medie, sub medie din ale. Mamă mia! Ce faimuță arată! Ăsta e modelul vechi. Dar să și vede că s-a decolorat, cred că l-am de 2 ani tricou ăsta. Nu, ziceți care vă place mai mult. Ambele lui folosesc de amuncolo, numai pe ăsta probabil mai ghes că arată mai bine. Mai bine, hai să vedem. Mi-am luat și eu o supă de pomodoro, o cremă de roșii din ăla. Aici am ei. 25 de lei au costat. Pizza asta, margherita. Hai să vedem. A, dar nu-i, mă. Nu-i cu fior de latte. Deși în poză, stai să vă arăt poza, arăta altcumva. Ia uitați-vă acolo la poza aia. Să băgăm niște hack-uri din astea. Ne, asta arată altcumva cu fior de latte, cu din alea. Fui, na, bine am, asta e viața, ce să zic. Hai să o băgăm și pe asta, să vedem. Aluatul îi asemănător, e mai gros în orice caz, mi-aduce aminte mai mult de Pizza Hut decât de Napoli. Hai să vedem. Bunuță, zona galbenă, pe la medie. Nici nu pot zice că aș mai băga-o, sincer. Deci nu, asta nu e ca aia din Italia. Pomodoro, supă. Dar bă, dar cum mi-a dat asta, mă? Mi-a dat... Deci mi-a dat tacâmuri, dar mi-a dat furculița. Mă, fine. De fapt, cred că pot mânca și cu furculița, că doar groase astea. Bunuță. Asta să zicem că aș mai băga un. No, deci cam atât a fost cu pizzeria asta. Nu mi se pare nu știu ce. Mai este o pizzerie de acolo, cred că mă pot duce numai la ea, adică nu livrează încoace, nu știu, o să sun să văd că oricum nu spătați sau pe glovă sau pe din astea. O să mai caut să văd dacă mai găsesc ceva pizzerii. Cam astea mi-au fost cele mai recomandate și de care știam eu. Hai că ne mai auzim, cred că, cu cel puțin o pizzerie. Bă, fiți atenți. Biserica italiană, nu știu cum e să stai oare acolo la parter. Cred că nu-ți vine soarele în casă în gac. Sau etajul 1, 2, 3. Nu vezi nimica. Hui, no, e dimineață și am sunt între cazări, imediat mă duc de aici și trebuie să pierd vreo 2 ore. Și atunci mă duc la ultima pizzerie, Il Pizzaiolo, să numește undeva pe Piața Muncii. Nu livrează și de-aia trebuie să mă duc la ei și no, hai că pornim imediat la drum. No, trebuie să mă duc am către metrou. Pizzeria deschide la ora 12, am numai 11 duminică. Bă, deci fiți atenți că scările astea rulante la stația asta tot e vin în sus și trebuie să mă duc pe jos. Să cobor scările manual. Trebuia să pună unul în jos și unul în sus. Ce să stă? Urmează stația Ștefan cel Mare cu peronul de partea stângă. No, am ieșit de aici de la metro. Hai că mă duc către pizzerie, dar mai e încă o jumătate de oră până se deschide. Nici nu știu în ce parc e, în asta sau în cealaltă. E ceva parc pe aici. În partea aia e pizzerie. No, uitați-vă, cred că acolo e. Și că patronii sunt italieni, de-aia mă duc aici, asta nu merea. Nu, am venit pe un parcul ăsta național, cică. Nu sunt rațe sau ce-s astea. Zici că e o rață pe care ai găsit-o, nu știu, Mortal Kombat sau din ăla, vedeți cum are capul alb. No, bun, hai că am ajuns aici, hai să vorbim. Vă, sper că nu-s numai masele astea și cau și înăuntru ceva, că mor de frig aici. Păi și 5 nu, ar trebui să deschidem, să ia coșul ăla de gunoi de acolo. Nu, no, mi-am luat una bufala, dar n-ai loc acolo înăuntru, deci o să o mânc afară și trebuie să aștept 25 de minute după pizza. Băi, frate, și-i frig aici, și îmbrăcat subțire, că n-am venit îmbrăcat gros. No, bun, hai că am venit iar aici la metrou, la căldură, până se face pizza și apoi mă duc înapoi. No, nici am revenit, hai să venim. No, momentul adevărului, 36 de lei, a costat bufala, hai să vedem. Arată fainuță. Marginile, sunt mai tare decât alea de Napoli, dar hai să vedem. Fiți atenți aici. Aluatul e mai tare și parcă e un pic mai gros.
Ingredientele sunt bune ca lumea. A luat un schimb, nu mi-aduce aminte de Napoli. De asta mai românesc. De asta mă duc după șervețelă. No, deci am mai băgat pe ansamblu pizza ei peste medie. Ingredientele sunt foarte bune, a luat-o mai românesc. Asta ar trebui să fie un pic mai pufos și nu. Uitați-vă la clipul ăla de Napoli și vedeți cum erau acolo felurile de pizza. No, bine, hai că mă duc către cazare și vă zic pe concluzia finală. O, deci nu-mi găsesc cazare, mă, nu știu pe care parte intrare. Asta mă enervează la blocurile astea de București, că nu scrie pe ele exact ce bloc e, ce adrese. No, uitați-vă. Eu trebuie să fiu la numărul... Nici nu scrie, deci nu scrie nicăieri, frate, ce număr e, ce scară. Eu nu știu, nu le dau amenzi la ăștia, că nu știu pe numerele pe blocuri, nu se văd, frate. Deci eu trebuie să fiu numărul 15, ăsta e 515, nu e ăsta. Trebuie să sun la un interfon și ăla îmi deschide automat, deci nu știu care e scara aia, frate. Uite, asta scrie, uite, pe ăsta scrie, vedeți? Oameni inteligenți, scara 3, asta. No, bine, am ajuns până la urmă. Fui, no, bine, hai să dăm verdictul. Deci toate felurile de pizza care au fost peste medie se pot comanda, mânca fără problemă. Celelalte, dacă vreți sau nu, eu numai pe alea le-aș mai comanda, adică le-aș mai băga. În general, nu pot zice că aici în București e ca Napoli în niciun caz, dar sunt pizzerii care se apropie de Napoli, adică vă puteți da seama, gen... Cum e pizza de Napoli, numai gustând aici și gândindu-vă că, bă, Napoli e mult mai bună. No. Deci cam asta e. No, păi cam atât a fost cu clipul ăsta, am descoperit pizzeriile, tot ce am mâncat a alunecat și atunci ne auzim data viitoare.